Ansamblul artistic Florile Bucovinei, aparținând Casei Municipale de Cultură Rădăuți, s-a întors recent de la Festivalul Măslinilor din Cipru. Aflăm amănunte de la Ovidiu Foca, directorul Casei de Cultură, invitat în studioul Cromtel. Bun găsit, stimați telespectatori! Astăzi, la rubrica Cultural, în televiziunea Cromtel, este invitat directorul Casei Municipale de Cultură, domnul Ovidiu Foca. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! V-am invitat la o cafea aici, la studioul Cromtel, pentru a povesti puțin despre excursia din care tocmai v-ați întors. Spun excursie, deși a fost o delegație oficială în care ați reprezentat Rădăuțiu, dar deopotrivă România. Da, după cum mulți din Rădăuți, dar și în împrejurimi, au aflat, ansamblul Casei de Cultură, ansamblul folcloric al Casei de Cultură din Rădăuți, ansamblul Florile Bucovinei, a fost invitat să participe la Festivalul Măslinului în localitatea Ghirne, în Ciprul de Nord, în partea nordică a Ciprului, partea turcească. Localitate înfrățită încă din 2003 cu municipiul Rădăuți. De-a lungul timpului s-au păstrat anumite relații, a fost o perioadă în care aceste relații s-au răcit puțin. Nu cunosc prea bine motivele și nici nu vreau să le comentez. Cert este că, din fericire, s-a reușit a se relua această legătură, care sperăm că nu va mai fi întreruptă niciodată. Dacă ciprioții au fost foarte aplaudați pentru dansurile lor frumoase pe care telespectatorii noștri le-au putut urmări pe scena publică la zilele municipiului Rădăuți, la Festivalul Internațional Arcanu, e bine, deopotrivă, rădăuțenii noștri au fost extrem de aplaudați acolo în Cipru, în localitatea care ne-a primit cu foarte multă căldură. Trebuie să spun telespectatorilor că am fost alături de dumneavoastră pentru a aduce acasă câteva crâmpeie din dansul vostru acolo și au fost foarte aplaudați. Costumele noastre sunt extrem de apreciate acolo. Este și diferit față de ceea ce clima mediteraneană îi îndeamnă să îmbrace pe ciprioți. Bineînțeles, costumele noastre tradiționale bucovinene, cu acel alb imaculat presărat aici colo cu acei pui negri, așa, da, o ținută aparte, o ținută foarte elegantă dansatorilor, dar și suitele de jocuri populare prezentate de noi acolo au fost alese dintre cele mai energice, tradiționale pentru zona noastră, suite de jocuri montate cu maestrie de maestru coregraf Costinel Leonte, cel care îndrumă pașii dansatorilor de la ansamblul nostru. Am prezentat o suită de jocuri bărbătești din zona Rădăuți, am prezentat o suită de jocuri mixte de zona Câmpul Lung, am prezentat dansuri, jocuri diverse, însă, după cum am spus, energice, ceea ce a determinat publicul să ne aprecieze atât de mult. Dansatorii nu sunt doar rădăuțeni. Într-adevăr, dansatorii nu sunt doar rădăuțeni. De-a lungul timpului, încă din anul 1980, de când a luat ființă acest ansamblu, ansamblul Florile Bucovinei, care, de fapt, exista puțin mai înainte, din câte am înțeles eu, de la domnul Mircea Băncescu, fostul director al Casei de Cultură, cel care a pus bazele acestui ansamblu, exista puțin mai înainte, însă sub o altă denumire. Apoi, din 1980, i s-a schimbat denumirea în ansamblul folcloric Florile Bucovinei. De-a lungul timpului a adunat pe scena Casei de Cultură dansatori din oraș, dar nu numai, și din împrejurimi. La ora actuală vreau să vă spun că sunt câțiva dansatori care vin chiar de la Suceava la noi, pentru că sunt încântați de ceea ce se întâmplă în repetițiile de marți, fiecare marți și vineri de la ora 4. În fiecare an facem preselecții, chiar și în anul acesta. Mai este nevoie de dansatori. Bineînțeles, în permanență este nevoie de dansatori, deoarece ei sunt voluntari, sunt amatori, vin de plăcere. Și le mulțumesc pentru faptul că aleg să-și petreacă timpul liber în acest fel și nu într-un fel mai puțin plăcut, să spunem așa, sau nu se ocupă de alte minunății care sunt deletnicesc în ultima vreme din ce în ce mai mult tinerii noștri.
Dacă colegii din regie au pregătit un material pe care am reușit să îl aducem cu noi acasă din Cipru, îi puteți da drumul în derulare și noi să comentăm. Este invitația la festivalul din Ghirnii. Aici sunt persoanele oficiale cu cei care au deschis festivalul și iată a apărut și grupul nostru care se pregătea pentru paradă. Chiar în fața primăriei din Ghirne suntem aici. Vă las să spuneți dumneavoastră. Fața primăriei din Ghirne, dansatorii noștri, soliștii vocali pe care am avut, instrumentiști, am avut pentru paradă pe trompetistul Petrică Moțoc, ca și soliști vocali l-am avut pe cunoscut interpret de muzică populară Marius Găianu, apoi surorile Luța de la Horodnicul de Jos. Aici, după cum vedeți, este desfășurarea paradei, iar în fața statuii lui Mustafa Kemal Atatürk, întemeitorul Turciei moderne. În 1974. 74, da. Deci când Cipru s-a rupt în două, Cipru grecesc, Cipru turcesc. Da, după binecunoscutele lupte dintre ei. Capitala împărțită, da. În Lefkoșa și Nicosia. Nicosia, partea grecească. Steagul turcesc și steagul cipriot, steagul românesc, deci steagurile țărilor care au participat. Măsline, pentru că e festivalul măslinei, dar au foarte multe festivaluri. O trupă de... Este vorba de fanfara orașului Beşiktaş din Turcia, o fanfară foarte bună, în care ne-a încântat cu diferite cântece, cu izi mediteranean, dar și ritmuri internaționale. Și ritmuri internaționale, bineînțeles. Apoi formația de copii din Ghirne. Care e diferența între Ghirne și Cairinia? Pentru că este același oraș și se spune și Cairinia. Da, este vorba de statuia lui Atatürk. Da, statuia lui Mustafa Kemal Atatürk, aici în fața căreia am prezentat un mic moment, un fragment dintr-un dans, dintr-un joc popular de zona Rădăuț, mai exact de zona Brodinei, cu țulcă. Aici dansatorii noștri și solistul Marius Găianu, da, pe traseul paradei cântam, aveam muzică, iar aici se prezintă acel fragment de joc popular bucovinean pe care v-am spus, acea huțulcă. Vreau să vă spun că au fost foarte încântați toți. Mi-au aplaudat foarte mult, deoarece jocurile noastre... pentru ei ceva deosebit. E ceva deosebit. Emană bucurie, emană plăcerea de a fi în joc, de a fi în dans, de a prezenta cu drag ceea ce facem. Tradițiile noastre. După cum vă spuneam, se observă foarte bine aici frumusețea costumului popular bucovinean de zona Rădăuți. Fetele cu catrință, cu fir alb, auriu, cămășile albe cu pui negri și și dumneavoastră ajutăm de orchestra. Da, am ajutat și eu la partea muzicală pentru paradă. Aici primarul orașului Ghirne vernisează expoziția de caricatură, la care participă și foarte mulți români. Exact, ați surprins foarte bine dumneavoastră colegii ziariști de Ciprioți. A surprins foarte bine adineori câteva imagini cu caricaturile românilor. Care au fost apreciate. Aici deja piața unde se desfășoară festivalul și scena, o scenă rotundă. Puțin atipică, să spunem așa. Neobișnuită pentru noi, dar ne-am descurcat așa. În acea piață, pe margine, erau foarte mulți producători de măsline și produse din măsline și chiar și dulciuri, produse tradiționale cipriote ale lor. Prefigul dinaintea spectacolului, unde li se explică că vă veți confrunta cu o scenă rotundă, n-ați mai dansat voi pe o scenă rotundă, dar nu mă faceți de râs, descurcați-vă, băieți. Da. Și trupa de teatru mut care evoluează acum pe scenă, venită din Italia, foarte interesanți. Statuile vorbitoare.
ne-am întâlnit cu ei și în, și în afara momentelor de spectacol, când aveau fețele lor reale, naturale, de zi cu zi. Sunt oameni obișnuiți. Ei sunt pictați cu o argilă specială care imită foarte mult marmura. Marmura, da, piatra. Da. Și povestea lor se derulează din diverse scene, scene temute. Într-adevăr, luau diferite poziții. În câteva momente va începe evoluția asta fanfara din după ei, cred că urmează grupul României. România a fost întotdeauna cea care a deschis festivalul de la, din Cipru, considerată una din punctele forte ale spectacolului. Chiar și în pliantul lor este subliniat faptul că avem celebra trupă din România. Cu mândrie am constatat acest lucru. Au fost două spectacole pe care le-am susținut. Bine, în fiecare seară erau spectacole cu un anumit specific. A fost o seară cu dans arabesc, a fost o seară cu rock, a fost o seară cu jazz, dacă nu mă înșel. Și au fost aceste două seri cu prezentări din bogăția folclorului țărilor participante. A fost un festival puțin mai altfel decât știam noi că se desfășoară un festival. Eu am mers pentru prima dată acest an. Propun să urmărim dansul. Da. Rădăuțenilor și revenim după aceea. Shine.
Suntem să rămânem în compania imaginilor din însorita insulă cipriotă. A fost și un prilej de a vizita câteva locuri și gazdele noastre, în afară de o cazare la un nivel foarte bun, s-au oferit să îi ducă pe cei din ansamblu în câteva locații. Da, de fiecare dată când mergem în locuri noi, locuri pe care nu le-am mai văzut, noi pentru noi, ne bucurăm de faptul că reușim să vizităm anumite lucruri, anumite obiective legate de istoria locului respectiv, reușim să cunoaștem oameni noi. Acest prilej ne-a fost oferit și de gazdele noastre care după cum se vede și în această imagine au oferit o croazieră pe mare într-o zi însorită, cum au fost toate zilele acolo. Ne-au luat de dimineață cu o corabie, ne-au dus pe mare, am făcut baie în larg, am avut gustări pe
pe acea corabie, am mers puțin în lungul coastei nordice a Ciprului. Ne-au dus în câteva zile la o plajă în apropiere. Trebuie să spunem că cei din imagini sunt nu doar turiști pe care i-am surprins, ci chiar membrii ansamblului Florile Bucovinei. Cei care sunt îmbrăcați în această imagine în costume populare. Da. Care cred că și-au meritat răsplata de a se bucura de soare în timp ce la noi temperatura era cum era. Da, am văzut câteva imagini, telespectatorii au urmărit câteva imagini de la cu niște ziduri. Pe insula cipriotă Ghemnei există trei castele destul de mari, faimoase chiar. Da, unul din ele era chiar lângă acest port vechi, portul istoric al Ciprului de Nord. Da, este vorba de o fortificație construită în timpul Cruciadelor, care era menită să apere insula. Această fortificație, acest castel a avut trei stăpâni diferite. Așa, a avut stăpânirea din perioada Imperiului Bizantin, apoi a fost cucerită de venețieni. Chiar am văzut câteva grote sau camere, ruine ale unor camere din acel castel, în care inchizitorii smulgeau mărturisirea celor schingiuiți acuzați de diferite... Aici o corabie... Aici o corabie veche descoperită pe fundul mării și restaurată. Și restaurată, da, avea o cameră specială cu temperatură reglată, cu... Da, deci în afară de mănăstirea de la Sant Ilarion, apoi, mai este mănăstirea Sfântul Ilarion de la... și castelul de la Bela Paiz, acel castel renumit pentru că Walt Disney, cunoscutul producător de animații, s-a inspirat în desenul animat Albă ca Zăpada. Castelul din acel desen animat este inspirat din castelul Bela Paiz. Și apoi în mai multe animații apare castelul respectiv. Noi ne-a surprins când am ajuns acolo și am văzut într-un castel vechi imagini cu Albă ca Zăpada. N-am înțeles de ce până în momentul în care am citit acele pliante de acolo. Pliante de acolo. Acest lucru. Astea nu sunt filmări din marginea, sunt tot la cipriotă, pentru că și ei au olari. Iată și câteva secunde dintr-un dans tradițional. Dansul arabesc. Arabesc al lor. O seară, după cum am spus, au avut... Asta este cea de-a doua scenă din cadrul manifestărilor, pentru că au avut mai multe puncte de manifestare, așa cum avem și noi la zilele orașului. Corabia de pe care am surprins câteva imagini, deci acolo unde ei ne-au dus, da, să vizităm. Să vizităm. Aici este o sirenă din nisip, da, pe care a construit-o una din turistele din acel loc. Aici sunt imagini din apropierea hotelului în care am fost cazat. Asta a fost un scurt periplu prin ultimul turneu pe care l-ați întreprins alături de Florile Bucovinei. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul televiziunii Cromtel și înainte de a mă despărți, las microfonul la dumneavoastră pentru a ne spune ce manifestări vor angrena Florile Bucovinei în perioada care a mai rămas din sfârșitul de an. În perioada rămasă din sfârșitul de an, ansamblul Florile Bucovinei va avea de susținut și de organizat un eveniment important din an pe data de 30 decembrie. Este vorba de festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, care se va desfășura cam fiecare an în parcarea centrală.
Vom avea invitați atât din județ, dar și din afara județului. Anul trecut am reușit să aducem și invitați de la Iași, de la Bacău, pentru a ne prezenta obiceiuri și datini de iarnă din zonele și vetrele folclorice din care provin ei. Mai sunt mici spectacole la care ansamblul este invitat. Am spus mici spectacole referindu-mă la amploarea și la numărul de participanți implicat, deoarece fiecare spectacol este mare pentru noi, fiecare spectacol este important. Trebuie să abordăm cu profesionalism, chiar dacă suntem amatori, pentru că numai în felul ăsta putem să perseverăm. În momentul în care apare delăsarea, putem să spunem că și calitatea scade. Vreau să invit pe toți cei care doresc să fie membri ai acestui ansamblu să se prezinte în fiecare zi de marți și vineri de peste săptămână, începând cu ora 16 la Casa de Cultură, unde pe scena Casei de Cultură se fac repetiții, se discută cu coregraful, sunt testați puțin vis-a-vis de aptitudine în această direcție, iar din acel moment, din momentul în care au fost acceptați în ansamblu, de atunci începe greu. De atunci începe și greu și posibilitatea de a rămâne în continuare sau de a intra în distribuție pe scenă depinde în mod direct de munca, de munca pe care o depune fiecare. Maestru coregraf își face meseria cu profesionalism. El a fost 30 de ani la ansamblu Ciprian Porumbescu, ansamblu profesionist Ciprian Porumbescu de la Suceava. Așa că dumnealui își face meseria cu profesionalism și nu face rabat de la calitate. Da. Punem aici un stop pe emisiunea noastră de astăzi. Cu siguranță veți mai fi interlocutorul nostru în multe alte emisiuni, pentru că oamenii de valoare poposesc des la Cromtel. Iar noi, stimați telespectatori, mergem în continuare cu emisiunile Cromtel, momentele ce urmează fiind rezervate unui scurt interludiu muzical.